Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 2, și vom citi de la versetul 13 până la versetul 23. Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 13, este parte din Scriptură pentru meditația din seara aceasta. După citirea acestui pasaj, ne vom ruga ca Duhului Dumnezeu să continue să ne vorbească, să ne binecuvinteze mintea și inima, viața și familiile și să binecuvinteze Domnul cu har de mântuire și copiii noștri și copiii copiilor noștri. În rugăciuni cu voce tare ne vor conduce fratele Ion Pătraș din Ucraina, este într-un sonul al treilea jos, și fratele Stelian Pătălău din Kaffenberg, din Austria, este într-un sonul 2 aici jos. Cei doi frați ne vor conduce în rugăciune cu voce tare și ceilalți ne rugăm în mințile noastre, în inimile noastre, în duhurile noastre și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și boce mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galileii. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Amin. Plecăm capetele în rugăciune. Cunoaștem, Doamne, încă o dată că bunătatea Ta s-a înnoit față de noi și în ziua aceasta. Da, Doamne. Recunoaștem, Doamne, că prin mila și prin îndurarea Ta suntem în locul acesta în liniște și în pace și putem să ne aducem aminte și să mărturisim, Doamne, că Ai fost bun cu noi și ne-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Îți mulțumim pentru că putem să ne aducem aminte în ziua aceasta de dragoste pe care ai arătat-o față de noi, trimițându-L pe Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe pământul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care răsună și astăzi către inimile noastre. Îți mulțumim că îl putem asculta și vrem, Doamne, în aceste momente să Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare care stăm în fața acestui cuvânt. Te rugăm să ne vorbești inimilor noastre. Te rugăm să-L îmbraci pe fratele Paul în putere, să-I dai, Doamne, ajutor să ne vestească acest cuvânt ca să-L primim în sufletele noastre. Doamne, Te rugăm pentru cei care încă nu Te cunosc, pentru cei care stau departe de Tine. Te rugăm, Doamne, să-i cercetezi. Te rugăm, Doamne, pentru cei care au nevoie de mângâierea Ta, să dai mângâiere și ajutor. Ne închinăm și Îți binecuvântăm numele. Ție, Dumnezeule Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Și mulțumim pentru Scriptura pe care ai deschis-o și în seara aceasta în dreptul nostru. Doamne. Ne închinăm înaintea Ta și mulțumim pentru că vrei să ne vorbești din ea. Doamne. Mă rog, Doamne, în această seară să lași ca cuvântul vestit să pătrundă în fiecare inimă. Amin. Mă rog, Doamne, ca cuvântul pe care îl vei vesti și în seara aceasta pentru noi să pătrundă și în inima copiilor. Amin. Și în inima adulților,
și în inima celor care sunt tineri, Doamne. Amin. Mă rog să lași ca acest cuvânt să producă mântuire și în seara aceasta. Da, Doamne. Mă rog pentru servul pe care îl vei folosi. Îl așezăm în mâinile tale, în brațele tale, pentru că știm că acolo nicio săgeată arzătoare a celui rău nu-l poate atinge. De aceea mă rog să-l folosești cu maxim putere. Amin. Iar nouă, dă-ne liniște, dă-ne pace, da, și mintea noastră, Doamne, ajută să primească cuvântul Tău. Amin. Și lasă ca inima noastră să-l prelucreze și să trăiască în afară. Mulțumim că ne asculți că și te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. În încheierea programului, copiii ne-au salutat, ne-au urat sărbători fericite împreună cu Domnul Iisus și acum este rândul nostru să îi salutăm pe ei așa cum se cuvine părinților, bunicilor, fraților, surorilor, prietenilor care au venit să se închine Domnului împreună cu ei. Și îi salutăm, Hristos s-a născut! Hristos s-a născut! Hristos s-a născut! Probabil că v-a surprins și pe dumneavoastră cu bucurie, cu zâmbet, vocile pe care le-au avut copiii. Câte unul dintre ei se auzea peste toți ceilalți. Ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul și să binecuvinteze fiecare familie, așa cum a făgăduit Dumnezeu încă din vremea în care a lăsat cele 10 porunci, când a spus că va binecuvânta pe copiii copiilor lui până la al miilea neam. Ne rugăm să împlinească Dumnezeu făgăduința aceasta. Este ultima seară a sărbătorii noastre la Biserica Emanuel. Mâine vor continua sărbătorile în alte biserici. Noi o să mergem la Burzuc, pentru că e vremea ca fiecare să meargă în cetatea lui, în seminția lui, și vă încurajăm să petreceți timp cu familiile și să vă bucurați de binecuvântarea nașterii Mântuitorului. Meditația din seara aceasta este continuarea meditației de duminica aceasta care a trecut în urmă cu o săptămână. Este din primele două capitole din Evanghelia după Matei și se intitulează Falimentele noastre și biruințele lui. Falimentele noastre și biruințele lui oglindite în nașterea Domnului Iisus Hristos. Așa că aș începe cu o primă întrebare. Ai falimentat vreodată? Ai înregistrat vreodată vreun faliment? Și când falimentul acela a devenit public, ai fi vrut mai degrabă să te înghită pământul decât să treci printr-o asemenea împrejurare? Când a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, a venit să ia asupra Lui falimentele noastre și să ne facă parte de biruințele Lui. Și Evanghelistul Matei selectează 4 mari falimente pe care le-a înregistrat omenirea. 4 mari falimente pe care le putem înregistra noi. Și modul în care Fiul lui Dumnezeu a biruit acolo unde am falimentat noi. Și apoi ne face parte de biruința Lui. Ca să nu trăim viața în faliment și să nu sfârșim viața ca falimentari. Primul faliment pe care îl surprinde Evanghelistul Matei este în capitolul 1, versetele 22 și 23. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Duminica cealaltă ne-am ocupat de falimentul acesta și am văzut despre ce anume e vorba. Profeția a fost făcută în vremea împăratului Ahaz,
unul dintre împărații regatului de sud, când cele două popoare lui Israel s-au separat. Și într-o vreme de mari încercări, într-o vreme de instabilitate militară și amenințare cu război, când două împărății, împărăția de nord a lui Israel și Siria, au declarat război țării lui Iuda, Dumnezeu i-a trimis un mesaj împăratului Ahaz să îl încurajeze să se bizuie pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să-ți dea biruință în cele mai grele încercări. Dumnezeu te poate scăpa din cele mai grele amenințări. Împăratul Ahaz a crezut că nu se poate bizui pe Dumnezeu. A crezut că a te bizui pe Dumnezeu este un semn de judecată slabă, de strategie politică neeficientă. Așa că a făcut alianță cu împărăția Asiriei. Și de acolo a început declinul țării lui Iuda și a intrat într-o stare în care n-a mai avut niciodată independență. Până în 1948. Alianța aceea cu Asiria a costat mult țara lui Israel, țara lui Iuda. În împrejurările acelea, Dumnezeu îi transmite o profeție lui Ahaz să ceară un semn. Să ceară un semn care să-i dovedească faptul că te poți bizui pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu te lasă de rușine. Că Dumnezeu nu te abandonează. Că Dumnezeu nu-ți întoarce spatele când rămâi lângă El. Și Ahaz n-a vrut să ceară nici măcar semnul acela, pentru că inima lui era hotărâtă să se descurce fără Dumnezeu. Și profetul Isaia a transmis profeția aceasta: iată semnul, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, căruia vei pune numele Emanuel și care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Profeția aceea era cu privire la nașterea Fiului lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră și care s-a bizuit în toate lucrurile pe Tatălui, pe Dumnezeu Tatăl. Când era pe cruce, cei care își băteau joc de el au spus: s-a încrezut în Dumnezeu, acum să-l scape Dumnezeu. Când era în cel mai greu moment, oamenii și-au bătut joc de el și au spus: a falimentat pentru că s-a bizuit pe Dumnezeu. Și în momentul acela, Fiul lui Dumnezeu a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Avea la dispoziție 12 legiuni de îngeri. Ar fi putut avea biruința să nimicească pământul. Dar a vrut să ne dovedească faptul că nu doar în viață, ci și în moarte, Dumnezeu este cu noi. Ți-a fost vreodată greu să crezi că Dumnezeu te poate izbăvi? Să fii în situația în care să falimentezi, să te bizui pe oameni și să nu te bizui pe Dumnezeu? Falimentele acelea ale noastre, de fiecăruia, a venit Fiul lui Dumnezeu să le ridice deasupra noastră și să ne facă parte de biruința Lui, să ne învețe că dacă te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu nu te abandonează niciodată. Dacă te încrezi în Dumnezeu, poți să spui împreună cu David: chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrelor morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Valea umbrei morții este locul cel mai primejdios posibil. Amenințările cele mai mari. Numai că David spune, este valea umbrelor morții. Un tată era cu fiul lui în mașină și s-a oprit la semafor. Și în timp ce stăteau la semafor, pe banda a doua, pe banda a întâia, a oprit lângă ei un tir mare la semafor. Și datorită faptului că soarele venea din partea tirului, umbra tirului s-a așezat peste mașina în care era tata și fiul. Și tata l-a întrebat: ce ai dori? Să treacă peste noi tirul sau umbra tirului? Ce ți-ai dori?
Când ești cu Domnul Iisus, trece peste noi umbra morții. Pentru că Cel care s-a născut în lumea noastră este viu în vecii vecilor. De aceea falimentul neîncrederii noastre a fost luat deasupra noastră de Cel care s-a încrezut în Dumnezeu din prima clipă a intrării Lui în lumea noastră până când a plecat din lumea noastră, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Al doilea faliment pe care îl surprinde Evanghelistul Matei este în capitolul 2, de la versetul 13 în continuare. După ce magii din răsărit au ajuns la Ierusalim și împăratul Irod, care era obsedat de faptul că nimeni n-are voie să pună mâna pe împărăția lui, un om bolnav de teama că cineva îi uzurpă tronul, când a aflat că s-a născut împăratul iudeilor, a plămădit în mintea lui bolnavă un plan demonic să-l omoare pe cel care s-a născut în lumea noastră. Așa că după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu. Căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt și acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Ce fel de profeție e aceasta? Despre ce faliment este vorba? Și ce anume s-a împlinit atunci când Domnul Dumnezeu îl cheamă pe fiul său din Egipt? Mai întâi, este limpede pentru fiecare dintre noi că Dumnezeu, care a creat tot universul, care conduce istoria popoarelor, care are toată autoritatea în cer și pe pământ, nu era neputincios ca să-l apere pe fiul lui în Betleem. Că nu era o problemă pentru Dumnezeu să lovească cu moarte năprasnică pe împăratul Irod exact în clipa aceea în palatul lui. Că Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Și totuși Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, îl lasă pe fiul lui, pe fiul lui născut din tatăl, îl lasă să fie amenințat. Și Iosif și Maria, părinții, îl iau pe pruncul Iisus și se refugiază în Egipt ca să scape viața copilului. Numai că Biblia spune, nu de aceea s-a dus să scape viața copilului, ci ca să împlinească o profeție. Profeția care trebuia împlinită și de aceea l-a lăsat Dumnezeu pe fiul lui să plece în Egipt împreună cu Iosif și Maria. Profeția este: am chemat pe fiul meu din Egipt. Cine a făcut profeția aceasta? Și în ce împrejurări? Și ce faliment a înregistrat omenirea când s-a făcut profeția aceasta? Este o profeție pe care o găsim în cartea profetului Osea. Și am să vă rog să deschideți la profetul Osea, capitolul 11. Profeția spune așa: când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau, au adus jertfe Baalilor și tămâi echipurilor idolești. Și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă, l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îl vindecam. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca și cel care ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Dumnezeu transmite un mesaj prin profetul Osea împărăției de nord
Și Osei a trăit în jurul anilor 760-725 înainte de Domnul Iisus Hristos. Este unul dintre profeții care anunță judecata lui Dumnezeu peste poporul Israel din împărăția de nord. Osea are un mesaj deosebit de dramatic. Și trebuie să transmită durerea lui Dumnezeu. Trebuie să transmită apăsarea inimii lui Dumnezeu vis-a-vis de un popor răzvrătit și neascultător. Ca să-l pregătească Dumnezeu pe Osea în transmiterea mesajului, Dumnezeu îl trece pe Osea printr-o experiență teribilă. Osea este profet, este omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, Osea, va trebui să experimentezi tu durerea pe care o are Dumnezeu. Despre ce este vorba? Dumnezeu i-a spus, Osea, du-te și alege soție, căsătorește-te și alegeți ca soție o prostituată, o femeie stricată. Du-te și alege o femeie stricată în cea mai de jos stare morală. Ia-o de acolo. Fă din ea soția ta. Iubește-o și îngrijește-o. Dă-i demnitate. Dă-i o casă. Scoate-o din rușine. Și Osea ascultă pe Dumnezeu. Se duce și o ia pe Gomera, o prostituată din vremea aceea, o femeie decăzută moral. O aduce, îi dă demnitate de soție, o îngrijește și în timp ce e soția lui, este necredincioasă și are copii cu alții. Și apoi pleacă de la Osea. Și în durerea aceea lui Osea și în dezamăgirea că i-a dat o șansă, că a făcut-o soția lui și e necredincioasă, Dumnezeu spune, Osea, du-te și caut-o din nou. Și de data aceasta Gomera era vândută roabă. Du-te și răscumpără-o. Du-te și adu-o din nou acasă. Și Osea se frânge. E durere teribilă. Întrebați-i pe cei care au fost înșelați de soț sau de soție. Întrebați-i pe cei care au trăit durerea aceasta. Ți se rupe lăuntrul. Că e necinste, necredincioșie. Dumnezeu spune, Osea, asta este tragedia relației mele cu poporul. Așa se comportă poporul față de mine, cum se comportă soția ta față de tine. Osea, ce faci tu? La nivel cosmic face Dumnezeu pentru oamenii stricați. Pentru oamenii păcătoși. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Și apoi, în partea a doua a cărții lui Osea, se schimbă imaginea. Imaginea este relația tatălui cu primul lui născut. Relația tatălui cu primul născut. Am o întrebare. Dintre cei care sunteți aici, care sunteți primii născuți? Mâna sus, primii născuți. Mâna sus, primii născuți. Țineți mâna sus, primii născuți din familie. Să vă binecuvinteze Domnul. Lăsați mâinile jos. Eu sunt ultimul din familie. Ascultați ce spune Dumnezeu despre primul născut. În cartea Exod, capitolul 4, Dumnezeu vorbește despre poporul Israel și spune așa. Când îl trimite pe Moise la faraon ca să scoată poporul din robia egipteană, Exod, capitolul 4, versetul 22. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece,
ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să lași să plece, voi ucide pe fiul tău, întâiul tău născut. Dintre toate popoarele lumii, Dumnezeu a ales poporul Israel și îl numește întâiul meu născut. Și planul lui Dumnezeu cu întâiul născut a fost glorios. Întâiul lui născut să ajungă o mărturie pentru toate popoarele lumii. Că niciun popor nu are atâtea binecuvântări ca și întâiul născut al lui Dumnezeu dintre popoare. Și Dumnezeu spune, întâiul născut este al meu. Și noaptea în care Dumnezeu îl scoate pe întâiul lui născut dintre popoare, din robia egipteană, pentru că Egiptul n-a vrut să-i lase, Dumnezeu a lovit cu o pedeapsă teribilă Egiptul și toți întâi născuți ai Egiptului au murit în noaptea aceea. Și apoi în capitolul 13, Dumnezeu clarifică următorul lucru. Capitolul 13 din Exod. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, pune-mi deoparte ca sfânt pentru Domnul pe orice întâi născut. Versetele 11-12 în continuare. Când te va duce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi că ce va da, să închini Domnului pe orice întâi născut. Vă rog să rețineți întâi născuților. Orice întâi născut este de drept al lui Dumnezeu. Și ca o familie în Israel să poată păstra primul născut, trebuia să răscumpere de la Dumnezeu printr-o jertfă. Când se năștea primul născut, familia trebuia să aducă o jertfă de răscumpărare. Întâiul născut este al lui Dumnezeu. Și planul diavolului a fost să-i fure lui Dumnezeu întâiul născut. Este o bătălie în istorie și este o bătălie în orice familie pentru întâiul născut. E o bătălie teribilă. Întâiul născut este de drept al lui Dumnezeu. Și diavolul vrea să-l fure. Și întâiul născut dintre popoare. Întâiul născut al lui Dumnezeu după alegere. Ne spune Biblia că a ieșit din Egipt. Și-au ruinat tot planul lui Dumnezeu cu privire la el. Ne spune Osea, au ieșit din Egipt și i-au întors spatele lui Dumnezeu. Au ieșit din Egipt, au primit toate binecuvântările lui Dumnezeu, au primit tot ce Dumnezeu le-a promis și apoi l-au înșelat pe Dumnezeu. S-au dus și s-au închinat zeităților păgâne și spurcate ale păgânilor. L-au înșelat pe Dumnezeu în fața întregii lumi. Și Dumnezeu spune, întâiul meu născut a falimentat. Oare va lăsa Dumnezeu falimentul acolo? Dragi întâi născuți, ați falimentat? Sunteți al lui Dumnezeu. Îl iubiți pe Dumnezeu. E teribilă durerea tatălui când copiii lui și când întâiul lui născut se duce în altă direcție. E teribilă durerea. Numai Dumnezeu a trecut prin durerea aceea și o știe. Și Dumnezeu spune, dacă întâiul meu născut, după alegere, mi-a întors spatele și nu mă mai iubește, iubește păcatul și destrăbălarea și stricăciunea și lumea. Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe întâiul lui născut după ființă. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Astăzi s-a născut Cel fără de început. L-a trimis Dumnezeu din sânul lui pe întâiul lui născut după ființă.
a venit în lumea noastră și ne-a arătat ce înseamnă să-L iubești pe Tatăl cu toată inima. Și apoi s-a rugat și a spus, cum mă iubește Tatăl pe mine și cum iubesc eu pe Tatăl, așa să vă iubiți și voi. Când l-a chemat pe Fiul Lui cel născut după ființă din Egipt, Dumnezeu a răscumpărat falimentul nostru. Și în Hristos, omenirea vede dragoste adevărată față de Dumnezeu. La Crăciunul acesta, falimentul întâiului născut este răscumpărat de biruința celui care este întâiul născut după ființă, de o ființă cu Tatăl. Este răscumpărarea fiecăruia. Uită-te să vezi ce înseamnă dragostea lui Hristos față de Tatăl. Ca să înțelegi ce așteaptă Tatăl de la tine și de la mine. De aceea s-a dus în Egipt. Nu pentru că nu putea Dumnezeu să-L apere, ci ca Dumnezeu să demonstreze lumii că întâiul lui născut îl iubește. N-ai vrea să spui astăzi, Doamne, mă uit la falimentul pe care l-am avut de ani de zile. Mi-a fost mai dragă lumea decât te-am iubit pe tine. Am iubit mai mult înșelătoriile lumii acesteia decât te-am iubit pe tine, Tatăl nostru ceresc. A venit Fiul tău să răscumpere falimentul nostru și să ne învețe cum să te iubim. De aceea trebuia să meargă Hristos în Egipt. Ca întâiul născut, care vine de acolo, să vină cu toată inima alipită de Tatăl. A treia profeție este în versetul 17. Contextul este următor. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Profeția lui Ieremia este doar cu câțiva ani de zile înainte de robia babiloniană. Dacă Osea a profețit înainte de robia asiriană pentru regatul de nord și vorbește în termenii dragostei care este disprețuită și înșelată de partener, de întâiul născut, de omenirea care întoarce spatele lui Dumnezeu, Ieremia este profetul lacrimilor. El vorbește despre tragedia deportării în Babilon. Tragedia deportării este greu de descris. Sălbăticia pe care au avut-o babilonienii când cucereau popoarele este dincolo de imaginație. Atrocitățile săvârșite împotriva femeilor și a copiilor. Și în contextul acela, Ieremia face o profeție. Un țipăt s-a auzit în Rama. Era una din cetățile întărite. Este plânset și gemet și bocet mult. Rahela își jălea copiii. Imaginea pe care o folosește Ieremia este: în fața acelei tragedii, caută din istoria poporului Israel femeia care și-a dorit cel mai mult copii. Femeia care a cerut copii cu toată ființa ei. Și este soția patriarhului Iacov. În Geneza, la capitolul 30, Rahela, care nu putea să aibă copii, se apropie de soțul ei și îi spune: când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, i-a zis lui Iacov: dă-mi copii sau mor. Dacă nu am copii,
viața n-are niciun sens pentru mine. Atât de mult și-a dorit copii încât a spus, mai bine mor dacă n-am copii. Și acum Ieremia ia imaginea unei mame care nu concepe viața fără copii. Și o prezintă ca și mama care plânge pentru toate familiile a căror copii sunt măcelăriți de babilonieni. Și spune, ce mângâiere poți să dai la o mamă care și-a pierdut copiii? Ce poți să spui unei mame cu copilul mic în brațe cu cancer? Ce poți să spui unei mame a cărei copil este zdrobit de o mașină? Ce poți să spui unei mame a cărui copil este lovit de o nenorocire? Cu ce o poți mângâia? Spune Rahela, nu voia să fie mângâiată? Cum să o mângâi dacă nu mai are copii? Cu ce o să o mângâi? Mi-aduc aminte de o întâmplare din vremea în care țara lui Israel a fost invadată de armatele lui Antiohus Epifanes pe la 166-165 înainte de Hristos. Și omul acela nelegiuit, care a vrut să distrugă din temelii credința poporului Israel, printre metodele demonice pe care le-a avut, a fost și metoda de a-i face pe părinți să se lepede de Dumnezeul lor, luându-le copiii și amenințându-i cu moartea. Și-a luat o familie cu mai mulți copii și l-a luat pe cel mai mare. Și dacă vă uitați, la ora actuală, în atacurile teroriste și în tragediile care se întâmplă în alte părți ale lumii, familii de creștini trec prin aceleași încercări. Le iau copiii și spun, dacă nu vă lepădați de Dumnezeu, îi omorâm în fața voastră. Cu ce să mângâi? Ce poți să spui cuiva într-o asemenea tragedie? Ca să se împlinească ce a fost spus de Domnul prin prorocul Ieremia. Și ascultați ce spune Domnul. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul. Oprește-ți lacrimile. Căci truda-ți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Oprește-ți plânsul, că Dumnezeu nu lasă lucrurile acolo. Dar cum se împlinește profeția aceasta în Domnul Iisus? Când copiii din Betleem sunt omorâți de tiranul acela, când este plânset și țipăt în casă după casă, cel care a venit în lumea noastră și iubește copiii ca nimeni altcineva. Știți ce a zis Domnul când copiii făceau gălăgie și oamenii mai mari au vrut să îi îndepărteze? Lăsați copiii să vină la mine. Nu-i opriți. Nu-i îndepărtați. Căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Lăsați copiii să vină la mine. Știți ce îi spune Domnul lui Rahela? Copiii au un loc special în inima lui Dumnezeu. Copiii au un loc special în inima lui Hristos. Viața nu se oprește aici. Hristos ne-a deschis ușa să vedem dincolo. Și când se încheie aici, se continuă dincolo. Când se lasă cortina aici, se face lumină dincolo. Când s-a încheiat alergarea aici, începe viața dincolo. Și a venit Fiul lui Dumnezeu să aducă mângâiere pentru Rahela. A venit să aducă mângâiere pentru orice familie îndurerată. Ai pierdut pe cineva drag. Te-ai întrebat de ce a îngăduit Dumnezeu? Ca să-ți aducă următoarea mângâiere. Domnul Iisus a spus, eu mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc un loc. După ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți
și voi cu mine. Domnul Iisus are o dragoste specială pentru fiecare copil. Și dacă pleacă din lumea aceasta înainte de vremea discernământului. Rețineți, vă rog. Înainte de vremea discernământului. Fiecare copil are o limită când trece de la neștiință la știință. Nu știe să deosebească binele de rău, l-a ști să deosebească binele de rău. Biblia spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Orice copil care pleacă din lumea aceasta în vremea neștiinței, se duce acasă la Domnul. Așa spune împăratul David despre copilul lui care îi moare. După ce i-a murit copilul, el care a stat la pământ și a postit și s-a rugat câte vreme copilul era bolnav, când a aflat că a plecat copilul, s-a ridicat, s-a îmbrăcat și și-a început activitatea. Și robii lui, mirați, au spus, dar ce înseamnă asta? Câte vreme copilul era bolnav, era atât de deprins de dorul și de lupta de a-l ține în viață. Și acum, parcă nu s-a întâmplat nimic. David spune, știu următorul lucru. Acum că el a plecat, el de acolo nu o să vină la mine, dar eu mă voi duce la el. David spune, eu mă voi întâlni cu copilul meu dincolo, nu aici. Dragilor, asta e mângâierea. Ne vom întâlni cu cei care au plecat la Domnul, acasă la Domnul. Îmi îngăduiți o întrebare. Ai pe cineva care a plecat acasă la Domnul, pe cineva drag? Mâna sus dacă ai pe cineva care a plecat acasă la Domnul. Mulțumesc. Împăcat cu Domnul. Te vei întâlni cu el sau cu ea? Ești pe drumul acela care duce acasă la Domnul? Spune-i Rahelei să-și oprească plânsul, pentru că este mângâiere. A venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră să ia și falimentul acesta al deznădejdii noastre, al descurajării și al necredinței noastre și să ne spună, este mângâiere. Și ajungem la ultima profeție. După ce a murit Irod, un înger al Domnului s-a arătat în visul lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său, Irod, s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Am o întrebare pentru toți iubitorii de Scriptură. Profeția cu privire la Emanuel este în Isaia. Profeția cu privire la fiul meu care vine din Egipt este în Osea. Profeția cu privire la Rahela este în Ieremia. Unde este profeția că va fi chemat Nazarinean? Vă rog să o căutați. Unde e făcută profeția aceasta? Că așa zice Biblia, a fost profețit în proroci. Câteodată citim Biblia și trecem așa în fugă și nu ne întrebăm oare unde e profeția aceasta? Mai întâi, trebuie să înțelegem contextul. Domnul spune lui Iosif și Marie, Iosif ia-o pe Maria și copilul și întoarce-te acasă pentru că cei care căutau să avea sa copilului au murit. Iosif vine împreună cu Maria și cu pruncul Iisus și când ajunge în Iudeia, în locul tatălui său, Irod, împărățește fiul său, Arhelau. Dacă Irod a fost un monstru, Arhelau este un destrăbălat. Este atât de destrăbălat că nu l-au mai suferit nici romanii.
este atâta de ticălos și de rău că nu l-au mai suferit nici romanii. Dar de ce îl cheamă Domnul din Egipt dacă n-a trecut pericolul? De ce îl cheamă din Egipt dacă n-a trecut pericolul? Din următorul motiv, ca să se împlinească altă profeție. Profeția să ajungă în Nazaret și să se cheme Nazarinean. Și ne spune că, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galileii. Dacă ne uităm la regiunile țării ținutului lui Israel, dintre toate regiunile acelea, cea mai disprețuită și cea mai înapoiată regiune, oamenii cei mai desconsiderați erau cei din Galileea. De aceea, la Rusalii, când se produce miracolul acela al coborârii Duhului Sfânt și cei care sunt ucenicii Domnului ies pe străzile Ierusalimului și propovăduiesc Evanghelia cu autoritate, cu putere, cu claritate, cei care auzeau au rămas absolut șocați. Și au zis următorul lucru. Aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Ce s-a întâmplat? Am o întrebare, dar vă rog să nu ziceți vreo vorbă cu glas tare. Din toate regiunile României pe care o consider cea mai desconsiderată, vă rog să nu ziceți cu glas tare. Că dacă ardelenii zic despre ceilalți, ceilalți zic despre ardeleni. Fiecare regiune a țării are povești umoristice cu celelalte regiuni ale țării. Dacă te duci în partea de sud, sunt toate glumele în care ăla bătut în cap e ardelean. Dacă te duci în Moldova, cei care sunt rămași în urmă sunt ardelenii și răgățenii. Dacă vii în Ardeal, toate glumele cu cei care sunt reduși mental sunt în alte părți ale țării. Dar în Israel n-a fost așa. O singură regiune era cea mai desconsiderată și asta era Galileea. Din Galileea, cea mai disprețuită localitate. Cea mai disprețuită localitate era Nazaretul. Când vrei să spui în România cuiva că îi nimeni de nicăieri, în românește îi spui ăsta din Pociovelește. Adică dacă e din Pociovelește, ăsta e nimeni de nicăieri. Așa era în vremea aceea să spui cuiva că e din Nazaret. De aceea când Andrei se duce să-i spună lui Natanael, noi l-am găsit pe Mesia, Iisus din Nazaret. Știți ce zice Natanael? Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Acum, înțelegând toate lucrurile acestea, să spui cuiva că îi nazarinean, înseamnă să îi arunci cea mai cumplită ocară. Să-i arunci cel mai aspru și neiertător dispreț. Și ne spun comentatorii Bibliei că rădăcina cuvântului Nazaret, nazarinean, este aceeași rădăcină cu a cuvântului disprețuit și batjocorit. De aceea citim în cartea profetului Isaia, la capitolul 53. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Falimentele noastre sunt următoarele. Fiecare dintre noi ar vrea să fie cineva. Falimentele noastre este să credem că dacă ești un om care te-a izmerit, n-ai niciun viitor. Că lumea noastră este pentru oamenii mândri și aroganți, pentru oamenii care calcă în picioare. Și a venit Fiul lui Dumnezeu dezbrăcat de gloria lui din cer.
și-a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea nouă. Și robul s-a născut în iesle. Și robul a locuit în Nazaret și s-a chemat Nazarinean, disprețuitul. Pe crucea lui au scris în bajocură: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Este cea mai urâtă disprețuire. Adică să spui cuiva din Nazaret că este împărat, este ca și când ăsta și-a pierdut mintea. A coborât cum nu se poate mai jos. Ca să ne învețe următorul lucru. De acolo ridică Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi, acelor din ceruri, de sub pământ, de pe pământ și de sub pământ. În fața cui? În fața Nazarineanului. În fața Nazarineanului. Dar când s-a coborât acolo, s-a coborât ca să poată fi lângă mine. Să poată fi lângă tine. Și să ia disprețul meu și disprețul tău asupra lui. Să ia falimentele tale și falimentele mele asupra lui. Și pentru că le ia el, nu trebuie să spui capăt zilelor. Știți că sunt oameni care atunci când se descoperă despre ei lucruri rușinoase, își pun capăt zilelor că nu pot trăi cu rușinea aceea asupra lor. Sunt oameni care intră în depresie. Sunt oameni măcinați de tot felul de sentimente negative, de amărăciune, de mânie, de tot felul de complexe. Pentru că li se pare că Dumnezeu este nedrept cu ei. S-a născut Fiul lui Dumnezeu și s-a dus în locul cel mai de jos. Și de acolo, din locul acela, a scos o femeie ca Maria Magdalena, care era stăpânită de 7 duhuri necurate. A găsit un om orb la marginea drumului și a făcut din el un fiu al cerului. A găsit niște oameni care erau desconsiderați și i-a luat și a făcut din ei copii de Dumnezeu. Pentru că biruința lui este să ia lucrurile de jos, lucrurile disprețuite, și prin puterea lui de a transforma, prin puterea lui de a naște din nou, prin puterea lui de a schimba toate lucrurile, să facă din cei mai disprețuiți oameni de pe pământ, care se întorc la ei, la el, prinți și prințese ale cerului. Așa e că ți-ar cădea greu dacă poi mâine când te duci la serviciu cineva ți-a zice pocăitul. Știi ce zice pocăitul? Nu ca să te laude, ci ca să te batjocorească. Și tu ești gata să-ți ascunzi numele de pocăit pentru că ți-e greu să trăiești cu el. Așa că ai vrea să te comporți ca și când n-ai fi pocăit. Hristos Domnul a venit în lumea noastră să spună că acesta e drumul demnității. Acesta este drumul gloriei. Acesta este drumul mântuirii. Și El a venit în lumea noastră și și-a deschis brațele și a zis: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați de dispreț, împovorați de păcate, împovorați de falimente, veniți la mine și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Și când se odihnește sufletul, poți să spui: am avut sărbători fericite. Pentru că sufletul meu preamărește pe Domnul. Și poți să cânți împreună cu David la tine: Doamne, mi-nalți sufletul. Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului. Falimentele noastre și biruințele Lui. Falimentul de a crede că Dumnezeu n-are suficientă putere și autoritate ca să ne dea ajutor și izbăvire
și suntem falimentari în a ne încrede în El și ne punem încrederea în oameni și ne lipim inima de pământ în loc să ne alipim de El. Și a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, Emanuel, ca să ne spună Dumnezeu este cu noi. În orice zi, în orice împrejurare, și harul lui ne este de ajuns. A biruit El unde am falimentat noi. A venit El în lumea noastră în care Israel, întâiul născut după alegere dintre popoare, i-a întors spatele lui Dumnezeu. A venit Fiul lui născut din Tatăl, de o ființă cu Tatăl. Și cu toată inima și toată ființa l-a iubit pe Dumnezeu. Și a venit să ne învețe că atunci când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, ai cea mai mare biruință și bucurie. A venit să ne spună ce plan glorios are Dumnezeu cu întâiul lui născut. A venit să aducă mântuire și mângâiere pentru cei care trec prin încercări. Când este plânset și bocet în Rama, când e inimă sfâșiată și îndurerată, a venit să spună că nu se încheie totul aici. A venit în lumea noastră ca să se apropie de cei mai disprețuiți și de jos oameni, să ia rușinea deasupra noastră și să câștige cea mai mare biruință, să se înalțe mai presus de orice nume din univers și să înalțe împreună cu El la slavă pe cei care vin cu falimentele lor înaintea Lui. Uită-te la falimentele tale și ai două alternative. Să trăiești cu ele deasupra capului tău și a sufletului tău mai departe. Să rămâi un om falimentar. Asta este varianta păcatului și a lumii. Asta este varianta cu care diavolul vrea să te înșele. Cealaltă variantă este să vii la Cel care a biruit, acolo unde am falimentat noi, și să-i spui, Doamne, așez falimentele mele în mâinile Tale și primesc din mâna Ta biruințele Tale. Doamne, cea mai mare biruință Ta a fost asupra păcatului și a morții. Dă-mi și mirii biruința Ta. Și acum stăm cu capetele plecate, uită-te adânc în sufletul tău. Lasă mesajul acesta să răscolească adâncul ființei tale. Și ascultă chemarea celui care s-a născut în ieslea Betleemului. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Prima întrebare se adresează celor care au venit la Domnul Iisus și am venit la El cu falimentele noastre, cu păcatele noastre. I le-am dat Lui și am primit de la El iertarea Lui și biruința Lui. Dacă ești copil de Dumnezeu și a ridicat deasupra ta ocara și păcatul, ți-a luat falimentele și ți-a dat biruința Lui, pentru slava Lui Dumnezeu, depune mărturia aceea printr-o mână ridicată. Printr-o mână ridicată, copiii lui Dumnezeu, care v-ați dat și ne-am dat falimentele în mâna Domnului, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Slăvit să fie Dumnezeu! Mii de oameni, care au depus mărturia aceasta, că și-au lăsat falimentele la iesle celui care s-a născut și au primit de la El biruința și iertarea Lui. Tu ce vei hotărâ? Unii n-ați ridicat mâna. N-ați ridicat-o, poate că n-ați înțeles întrebarea. Sau poate că n-ai ridicat mâna tocmai pentru că ai înțeles întrebarea. Ai înțeles întrebarea că falimentele tale, păcatele tale sunt asupra capului tău. Și te vei duce mai departe cu ele în final de an și te duci spre anul viitor. Când a venit Cel care ia păcatul și rușinea
și ne dă iertare și ne dă demnitate de copii de Dumnezeu, ne dă biruința Lui. Și spune, veniți la mine. Dacă ești gata să-ți deschizi inima să vii la El, să spui, Doamne, și falimentele mele le las la Iesle Ta și le aduc la crucea Ta și te rog să-mi dai iertarea Ta, să-mi dai binecuvântarea și biruința Ta, să faci din mine copil de Dumnezeu. Mărturisește decizia ta printr-o mână ridicată și începem la balcon. Oriunde este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Slăvit să fie Dumnezeu. Da, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Și acolo să vă binecuvinteze Dumnezeu. Lăsați mâinile jos. Dacă mai este cineva. Știu că este o luptă spirituală extraordinar de mare. Este o bătălie lăuntrică. De aceea mai întreb o dată la balcon, dacă mai este cineva, ești gata să spui, Doamne, ia și falimentele, rușinea mea, păcatele mele, înfrângerile mele, dă-mi biruința Ta și iertarea Ta. Ridică mâna sus și mărturisește dorința inimii tale. Oriunde mai este cineva la balcon, să vă binecuvinteze Domnul. Ține mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Domnul. Da, v-am văzut și acolo. Jos aici, sub balcon. Ești acolo pe bancă. Domnul Iisus spune, vino la mine. Dacă ești gata să răspunzi chemării Lui, arată-mi-o printr-o mână ridicată, oriunde este ceva jos. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze, Domnul. Dacă mai este cineva, oriunde ești, slăvit să fie Dumnezeu. Să vă binecuvinteze, Domnul. Da, v-am văzut și acolo. Lăsați mâinile jos. A Lui să fie slava. În vecii vecilor. Amen.